Ceea că eu n-am fost permanent la aceste alianțe, am fost o singură dată și atunci când am fost la Consiliul Alianței, noi mergem liberali la această Consiliu atunci când avem chestiuni, întrebări, avem discutat niște subiecte. Noi atunci mergem. Eu am mers cu subiectele ce țin un pachet de lege, ce ține de Securitatea Națională și vreau să vă spun că ședința a fost prezidată, condusă de către domnul Plahotniuc. Cred că el, într-adevăr, este președintele acestui Consiliu. Dar nu cunoașteți acest lucru. Păi o singură dată am fost. Eu n-am fost atunci când au fost adoptate niște lucruri concrete despre o persoană concretă. Dar cine merge atunci la acel Consiliu? Dacă nu mergeți dumneavoastră, nu merg membrii PL? Păi merg membrii PL, v-am spus, dar în funcție care au chestiuni. De ce merge domnul Chirinciuc, domnul Valeriu Munteanu, Corina Fusu, eu am mers de câteva ori. Când nu mergem pur și simplu să facem ședințe. Mergem atunci când avem de discutat chestiuni concrete. Și domnul de obicei tot timpul merge domnul Ghimbu. O să întrebați domnul Ghimbu neapărat cunoaște foarte bine acest lucru. Eu unica ce vreau să vă spun, că acea ședință a fost prezidată de domnul Plahotniuc.